jucat mai bine, a jucat ceea ce îmi doresc de multă vreme să văd în teren, pentru că asta se întâmplă în general la antrenamente. Eu sunt familiarizat cu acest joc, ăsta este basketul care știm să-l jucăm și cred că ăsta este un punct de pornire. Dacă reușim să menținem acest ritm și această concentrare, joc și fluiditate pe care am avut-o astăzi, eu cred că avem un loc foarte bun. Crezi că diferența de, sau diferența de puncte astăzi la meciul de azi mă refer e direct proporțională cu diferența de valoare? Este pur și simplu astăzi noi am jucat mai bine, ei n-au putut de egozabă. Atât tot. Este 2-0, nu este nimica decisiv. Noi ne-am câștigat meciul de acasă, acum presiunea este un pic mai mare pe ei, desigur. Însă, exact asta le-am spus și băieților în vestiar, trebuie să fim foarte concentrați. Seria continuă și nu avem niciun... nu avem voie să ne luăm. E 2-0, se vor juca 5 partide? Asta e niciun lucru, puteți răspunde, eu nu pot spune. Totuși sunteți la 40 de minute de calificare. Eu sunt antrenor, nu sunt nici oracol, nu sunt nici. Dacă jucăm bine, avem foarte mari șanse. Dacă nu, vedem. Okay.